Nimic nu vi se cuvine, voi dacă credeți că vi se cuvine ceva, greșiți! Bună să vă fie inima, dragi oameni buni, și bine ați venit la un nou Cooked Off Boys, vlogul de astăzi, man! Nu răspunde nimeni, mă. Sorry, the person you are trying to reach is not... Vlogul de astăzi, man, o să-l numesc O Lume Mai Bună, înțelegeți? Și o să lămurim câteva aspecte, că azi dimineață vorbi cu un tovarăș despre noua ordine mondială descărcând prin Leyland, așa că mă tot frământ așa gândul să fac un episod. Știu că nu este neapărat pe gustul vostru, vă de obicei vă place pe tir, pe salaubre, pe aia, nu prea e pe salaubre astăzi. Fac ce cu care o să dezbatem acest subiect, O Lume Mai Bună. Noua ordine mondială se duce libertatea, se duce tot, se duce, ne leagă ăștia pe rug, ne leagă pe sârmă, să bată, mama ca pe vit. Care va să zic că ne leagă pe sârmă ca pe vite ăștia, ne, aia ne... Bă, mie nu prea mi-ar displace ideea, să vă spun drept. Nu, mie îmi place mai lega pe sârmă așa, nu știu dacă o să vă duc la concluzia la care o să vă placă și vouă legați pe sârmă. Nu știu, uite de exemplu, în Anglia se poate și mai bine, totuși este bine în Anglia, dar aș vrea și în România să fie de exemplu. Te duci la spital, totul gratis, să nu existe șpagă. Să fie un sistem de sănătate care să funcționeze, să nu-și prezintă să găsești curățenie și multe alte chestii pe care dacă le-aș ieși, aș face o listă destul de mare și care va să zică, bă, de unde-ți venit ție ideea asta? După cum știți, vecinii mei de jos în continuare mă șicanează în trafic, dar eu nu-i bag în seamă, bineînțeles, fiind șofer profesionist, eu nu bag în seamă foarte multe chestii. Bă, băiete, le-au adus ăștia tomberoane și tot nu reciclează, bă, viețile mele, și care va să zică, ce te atași, bă, tu, că nu reciclează. Bă, mi-ar place să se dea amenzi pentru non-reciclare. Bă, noi suntem extraterestri pe pământ, ăsta nu o să fie vlog pentru toată lumea. Dar noi, specia umană, suntem adevărații extraterestri pe pământ, să mă bată mama dacă nu. Câtă distrugere facem noi în jurul nostru, cred că nu face nicio specie ever. Cât distrugere facem noi în jurul nostru. Și am putea să facem mult mai multă dacă ne-ar păsa puțin. Dar nu ne pasă la bază. Nu ne pasă. Înțelegeți? Acum, astea fiind spuse, care va să zică, cum vezi, mă, tu o lume mai bună? Eu aș vedea o lume mai bună prin constrângerea și executarea și persecutarea omului. 2-2-3-1, da? 2-2-3-1, 2-2-3-1. Adică, mă, ai greșit, ai plătit, bum. Ai greșit, ai plătit, bum. Hai. Ce înseamnă? Pui tu, arunci tu toate gunoaiele fără să le sortezi în tomberoane. Le-au adus oamenii aia. Bă, vezi tu, omul de multe ori te-a distrus. Măi, ce s-a să-l distrugi? Să-l distrugi pentru că ăștia nu știu că există mai rău decât atâta. Fiecare nație la rândul ei se plânge de guvern. Și toate națiile dau vina pe guvern, înțelegi? Toate națiile blamează guvernul lor. Că la ăstora nu știu ce nu fac, că ai noștri din România fură. Toate dau... Da, specia umană, înțelegi? Adică, numai guvernul e de vină toată schema asta, nu în mare parte sunt oamenii de vină, întreb eu. PX 18, din cauza locului ăsta am învățat și din cauza ce curosul am învățat numărul de matriculare la camionul ăsta. OPS, da. Adrian, ce vă sunt la 10 remorcă, deci toate remorcile ăștia, uite, 1, 2, 3, 4, 4 remorcile astea 5. O să ziceți că am antegras de la labă, dar eu de la catarame, să mă bată mama dacă nu. Ciorlic, H, O, R, L, E, Y. Din pix, pac, 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 pac. N-am left axel, aici nu. Așa, dă-i în continuare, dă-i, 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 aia, da, da, verificat, lights, lumina, da, da. Prime 3, după aia, N, D, N, D, N, D, N, D, N, D, de la needed, N, D, 2, 4, 5, după aia, yes, după aia, N, D, după aia, așa, nu, yes, 15, 3. Este scris mult, mă, nu-mi place cu scrisul, vă spun. Dar n-am ce să mă fac. Bun. Acum trecem la subiect, dacă tot terminarăm și cu ce cu ăsta, am vreo 5 remorci. Deci am un antebraz. Fibră sunt. Fibră, numai muși sunt să mă bată. Acum, bă, tot gunoiul pe care arunci în tomberon sunt oameni care stau în cușetele acolo sus, care sortează, pune pietroi la pietroi, fier la fier, hârtie la hârtie. A? Cum facem? Cum facem confortul ăsta? Nimic nu vi se cuvine, mă, în viață. Nimic nu vi se cuvine, voi dacă credeți că vi se cuvine ceva, greșiți. Nu știu dacă în vlogul ăsta o să par non-democratic sau ceaușii sau cum îmi spuneți voi, dar... Vede că lumea a ajuns să-l cam plângă pe Ceaușescu, una la mână să mă bată mama, doi la mână, erau
treburi care tare funcționau pe timpul lui Ceaușescu. Erau, a ajuns lumea să-l plângă pe Ceaușescu. M-am dus, mă duc eu în România cu a mea să fac analizele, mă costă 12 milioane. Un șir de analize, 12 milioane să mă bat. Am avut noroc că a mea a născut în Anglia, că dacă nu știu ce făceam. Nu știu cât mă costa, mă costam 2000 de euro, mă duceam în 2000 de euro cu nașterea ei. Cred că dacă nu mă e bine, că ăștia taie pe burtă în România. Te taie pe burtă în România, nu neapărat că ai nevoie de cezariană. Și eu nu sunt de acord cu nașterea prin cezariană decât în caz de urgență, din cauza faptului că, bă, dacă Dumnezeu te-a dat să naști, să dai viață normal, să vină copilul ăla când e ceasul lui, bă, când e ceasul lui să vină, sunt niște chestii sacre pentru mine, dacă mă întrebați, care nu ai tu cum să le provoști tu, nu e mâna de a controla omul. Când vrea Dumnezeu să vină copilul, nu, că te decide un doctor care are nevoie de bani, să te taie el pe burtă. E ora, pa. Thank you, buddy. See you, Paul. Să decide un doctor care are nevoie de bani, să te taie el pe burtă, că știe el ce e bine pentru tine. Înțelegi? Că nu poți tu să naști. Nu, mă, nu, nu mi se pare, nu mi se pare chestie. Acum, o lume mai bună pentru mine ar suna în felul următor. Să te ard din orice punct de vedere. Să te ard în așa, bă, sunt aia needucați care n-ai ce face cu ei, vă spun drept. Aia needucați trebuie constrânși. Din ce cauză? Mie nu mi-ar fi frică de noua mordie mondială și chestii genul, ceea ce nu cred că o să se întâmple. Adică să mă nu știu pe cartelă, să faci aia, să faci aia, să nu mai se facă atâtea abuz și atâta risipă. Nu cred că am să ajungi acolo pentru că se pierde competitivitatea din viață, ce înseamnă. Și dacă o să ajungă într-un fel acolo, oamenii trebuie să fie competitivi. Sistemul, uite, într-o oarecare măsură, ajungând eu de-a lungul timpului să îmi dau seama cum funcționează aici în Anglia, unde chiar funcționează într-o oarecare măsură, spre deosebire de multe țări, e în felul următor. Vrei să te duci pe tir, îți asigur o bază. Muncești de la 8, muncești 8 ore pe zi, ai o bază de supraviețuire. Vrei mai mult, bagi mai mult. Ce înseamnă? Tragi de tine. Faci mai mult în viață dacă vrei mai mult. Deci era normal. Muncești mai mult. Ce înseamnă să muncești? Faci vloguri mai mult, citești cărți, nu știu ce faci. Faci mai mult cu viața ta. Luți mai mult. Dacă nu, atâta vrei, atât ai. La revedere. Bun. Asta fiind lămurită, nu văd ca vreodată să se vor scoată banii din circulație. Banul este stimulul prin care noi oamenii devenim competitivi. Și nu văd ca asta că fiind. Acum sunt din ăștia sunt teoreticieni din ăștia conspiraționiști care fac o grămadă de bani pe seama acestor subiecte și într-o care măsură ei le-au pe SF-uri foarte mult, introduc și teroare în oameni. Înțelegi? Dar pe de altă parte ar fi și bine dacă te gândești, dar să te asigur gură statul toate nebunile pe untru, ceea ce nu prea văd că ți-ar asigura. Nu prea văd ca să vină cineva să zică, bă, de azi gândești, muncești pentru mine, eu sunt corporația D, eu îți dau casă, eu îți dau masă, copiii unde ți-l duc la școala D, tot cu ajutorul meu ții și o mașină. Eu, ce faci ăsta? Aha, glumiși? Fata, mamă, dacă nu... Ce glume, băi! Da! Acum eu aș vrea să fiu omul mai om, bă, la sfârșitul ideii mele, aș vrea să înțelegi în felul următor, că aș vrea să fiu omul om și porcul să stea mai mult în coteț, dacă s-ar putea. Pentru că societatea din ce în ce în ce se degradează din punctul meu de vedere și prin ochii mei, aș vrea să nu mai fie boschetar pe stradă, aș vrea să nu se mai fure atâta, aș vrea să, ca fiecare om să ducă la muncă, aș vrea când ajung la spital să nu plătesc nici măcar medicamentele. Aș vrea ca multe chestii să funcționeze așa cum ar trebui să funcționeze și asta s-ar putea doar cu ajutorul nostru al oamenilor, ce înseamnă? Dacă fiecare ar munci, s-ar ajunge în punctul în care ai vedea foarte multe chestii care funcționează. N-ai mai vedea bătrâni care, vorba aia, nu au o pensie sau sunt la limita la care nu pot să supraviețuiască, dacă noi toți am munci, dai cu biciul ei, mă, trimite la muncă să mă bată mama, să nu mai fure nimeni, să-i trimiți la muncă pe toți. Și cu cât muncește mai multă lume, să nu mai fure nimeni, să muncească lumea, mă. Să fie ca la sală, uite, de exemplu, mă duc la sală, mai la alte, și găsesc un telefon pe coridor.
Bă, am văzut telefonul la pe jos, că bă, lui dă careva, e pică din ghiozdan de undeva. Mă duce și raportai la, îl duce la casă și îl lăsai acolo. Și când mă duc, mai văzut vreo doi, că am întrebat băieții de acolo dacă e telefonul lor. Mai văzut vreo doi că luasem telefonul și când mă întorc înapoi, vezi că e telefonul lui, el râdea. Omul a lăsat telefonul jos că a intrat în saună. Ha? Deci la asta e ceva normal să lași telefonul pe coridor, nu-l fură nimeni, bă. A rămas prost, mă duc, am o livrare prin Scoția. La un moment dat, a rămas prost, mă duc cu caserola de mâncare, mănânc acolo, două sandwich am avut în caserola aia. O las acolo și caserola și presoul de cafea. Și mă duc peste 3 zile și găsesc tot acolo în locul ăla. Bată mama, nu exact pe locul ăla la masă, dar pe un dulap sus. Zic eu, de ăsta e caserola. N-a pune, bă, nu pune nimeni mâna. Bă, ce înseamnă aia? O societate educată, o societate civilizată. Bă, și când mă uit la vecinii mei, nu sunt stare să scoată tomberonul, mă. Tu dai seama ce impresia oamenii aici despre ei? Ce? O bate pe aia, devine poziția așa 3 ori pe zi. Voi vă dați, de multe ori omul trebuie să fie distrus, mă, că de ce? Ajung în punctul în care știu că așa funcționează și mintea, că am văzut de mine și ce văd de mine există sigur în alții. La un moment dat, ți se pare că tu ești neîndreptățit și ai atât de multe chestii în jurul tău și tot tu joci pe victima, într-o oarecare măsură. Omul te distrus în așa fel încât să aprecieze după aia ce are. Cum ar fi? Pune-ți doar pe bănci ca și mine și când ajunge în Anglia și are un loc de muncă și se duce la spital și este tratat gratis și atunci o să aprecieze anumite chestii. Până atunci o să creadă că tot el este. Păi dacă vorbești cu vecinii mei, o să creadă că tot ei sunt discriminați într-o oarecare măsură. Ca azi dimineață îmi cere o scuze că lăsa răușa, perdeaua deschisă la fereastră și când ieși afară îi trezi din somn că eu deschise ușa, știi ce ieși afară ce. Și cred că geaca mea reflectorizantă le tăi din privire, că se ridicară din pat, întoarsă pe partea altă. Înțelegi? Apoi, după aia arunci toată mizeria la un loc. Păi bă, o societate ca să funcționeze, trebuie să ai acolo oameni care să facă joburi pentru tine. Ce înseamnă? Uite, de exemplu, că plătești taxe și chestii de genul. Plătești gunoi, dar oamenii caută în gunoi și îl sortează. Noi distrugem foarte multe chestii în jurul nostru și cu cât am devenit mai conștienți că facem risipă și distrugere, băi, eu cred că cea mai mare înțelepciune e tot o sărăcie. Vă spun drept. Puteți să mă contraziceți, o să citeți comentarii. Dar cea mai mare înțelepciune e tot o sărăcie, mi se pare că e. De ce? Omul nu are nevoie de foarte multe chestii pe pământ ca să supraviețuiască, dar de-a lungul timpului, cu cât îi ofer mai mult, cu atât vrea mai mult și la un moment dat nu mai apreciază nici basic-ul. Deci mă uitam, mai întreb, TikTok mi-a intrat Costi Ioniță și are dreptate în foarte multe chestii. Pe cum să-ți comanzi, mă, tu un meniu și să-l lași jumate în farfurie? Nu ți-e, mă, rușine, bă, animalule, bă. Nu ți-e rușine, dacă nu ți-e la foame, trebuie să cumperi un cor de la chioșc. Să mănânci cornul, să arunci hârtia la un tomberon. Înțelegi? Aici în Anglia sunt oameni în ședuri și ăla cu cupa pune gunoi și gunoiul vine pe bandă și plasticul merge la plastic, hârtia merge la hârtie. Înțelegi? Deci sunt oameni care fac chestii pentru tine. Tocmai din cauza aia costă consil taxul ăla care include și gunoiul undeva la 130 de lire pe lună. Înțelegi? Și nimic nu ți-e cuvine în viața asta când ajungi să le implementezi oamenilor în subconștient faptul că, bă, nimic, absolut nimic nu ți-e convine. Cuvine. Ce înseamnă? Nimic, bă. Nu te-ai născut gol, pur și simplu, treci pe pământul ăsta, cât treci, după aia pleci. Nimic nu ți-e cuvine, nimic. Deci trebuie să muncești pentru fiecare picătură pe care o vrei să o ai. Înțelegi? Și într-o oarecare măsură așa needucați, ăștia trebuie duși în punctul de sărăcie în care să le pese. Să le pese. Ce înseamnă? Pentru că ăștia needucați au impresia că în cazul în care le dai bani, au impresia că pot cumpăra orice în jurul lor și oricum disprețuiesc foarte multe chestii. Știi? Mi-ar place și în Anglia să fie mai altfel, mi-ar place să se mai drogheze lumea atât de mult. Și în cazul în care vom ajunge să mâncăm pe cartele și chestii de genul, drogangeala o să cam termine cu ea. Nu știu dacă vă place, de exemplu, câtă boschetărea l-am văzut în America, să mă bată mama, nu e nicio țară. Și acolo zice că e mama democrației. Democrația ar trebui să însemne libertate. Dar nu știu dacă libertatea este dacă libertatea este ceea ce ne trebuie nouă, că
din ce observ eu de-a lungul anilor, Libertatea îi face pe foarte mulți să o ia razna. Și sunt oameni care te taie pe stradă, gen, știi? Nu știu neapărat dacă ne trebuie Libertate, că Libertate, uite, avem în România și cred că oamenii erau mai bine fără Libertate înainte, pe timpul lui Ceaușescu, într-o oarecare măsură. Sau mă înșel eu, o să mă uit și în rubrica comentarii, dar să poate o lume mai bună, bă. Să poate o lume mai bună, adică să mergi în siguranță pe stradă. Mi-ar place inclusiv să te trezești cu poliția la ușă din cauza faptului că ai făcut un live în care m-ai înjurat pe mine de toți morții și copiii să te iau și îi deau. Mi-ar place să fii chemat la poliție din cauza faptului că instigi lumea la ură și violență. Mi-ar place să fii chemat la poliție să dai declarație din cauza vlogului pe care l-ai făcut în care înjurai și să dea 1000 de persoane pe live și copiii aplaudau și râdeau și înjurai de morți de copii și de familii pentru că strici o nouă generație. Mi-ar place ca să fie multe chestii, mi-ar place să fie multe mai controlate cum ar veni. Înțelegi? Că normalitatea a început să însemne foarte multă plictiseală, nu știu dacă ați observat voi. Oamenii se plictisesc dacă le faci un vlog și în care vorbești, le vorbești frumos. Deci am stăteam într-un live pe TikTok și vorbeam despre chestii interesante, cum ar fi în felul următor. Zic, degeaba te faci tu inginer dacă societatea n-are nevoie de tine ca inginer, de exemplu. Degeaba ești tu inginer dacă societatea n-are nevoie de tine ca inginer, pentru că toată învățăciunea ta și anii tăi de facultate s-a pierdut ca degeaba. Tu trebuie să te faci ceva care să aducă un plus societății, să aducă valoare societății, ca totodată societatea să întoarcă valoarea asupra ta. Înțelegi? Degeaba ți-ai pierdut nu știu câți ani din școală într-o societate care nu pune preț pe tine ca nu valorificat din of the day. Încercând să le explic oamenii să trag o concluzie ca să nu joace ultima carte în ceea ce reprezintă școala, că te trezești la 30 de ani cu două facultăți și societatea nu are nevoie de tine. Și e depresie curată la modul la care, bă, am pierdut ani, știu să fac multe chestii, dar uite că oamenii n-au nevoie de ceea ce știu să fac eu, gen, știi? Și e trist. Și, bă, când comentam astea, nu scria nimeni mesaje cu respect, dar... În schimb, când încep să mănânc, încep să mă înjuri. Gen, știi? Și într-o oarecare măsură, contentul ăsta cu înjurături, înjurăturile astea și contentul ăsta pe baza de înjurături, este creat de foarte mulți. Adică tu înjurând, înveți alții să înjure în rândul tău, că vor și ei să fie ca tine, gen. Că ai 1000 de persoane pe live, văd ce înjură ăla, că l-înjura pe ăla. Ce l-înjura pe ăla și ce mult persoane are pe live, gen, știi? Și copiii sunt influențați într-o oarecare măsură și eu... Poate că o să ziceți că sunt ceaușii sau chestii de genul, dar eu aș vrea să fie platformele astea mult mai controlate din punctul meu de vedere. Să nu poți să faci tu ce vrei tu, să înjuri tu pe oricine cum vrei tu să înjuri. Să fie apreciat contentul în care, da, vii cu argumente, nu-mi place asta că de, da, nu-mi place asta că de, dar să nu fii vulgar și să nu instigi la ură și violență, ce înseamnă? Una înseamnă instigarea la ură și violență care are termenii ei în care tu înjuri pur și simplu și influențezi și alte persoane să fie ca tine, că multe persoane, orice canal de YouTube din lumea asta care are 20-30 de mii de abonați, în fine, influențează oameni. Și cu cât e mai mare, cu atât ar trebui ca autoritățile să fie cu ochii pe ei, din punctul meu de vedere, pentru că, uite, cresc copii în fața telefoanelor și treci cu el prin casă, că, înțelegi, la un moment dat. Bine. În fine, rămâne totul de interpretat, dar se poate o lume mai bună, nu știu dacă asta o să fie vreodată cu mâncatul pe cartelă și cu chestii de genul. Eu aș vrea ca toată lumea să muncească, ca societatea să funcționeze în așa fel încât să te duci la spital, să fii tratat moca, să fie prețuri accesibile la alte chestii, de tot din cauza că oamenii muncesc. Și de aici lista continuă. În cazul care v-a plăcut vlogul de astăzi, v-a rugat să-ți dați și voi un like puternic rău de tot. Ar vrea să văd lume care lucrează la drumuri, la poduri, la toate nebunile pământului. Ar vrea să fie camere puse la fiecare colț de stradă. Să fii supravegheat 24 din 24, să nu mai fie drogați și lume. Bă, în orice societate vezi boschetari pe centru să mă bată mai. Dacă și în Anglia sunteți boschetari, înseamnă că aveți cum uia, bă, aveți cum uia, unde ăștia îți dau casă, îți dau consiliu, îți dau 1200 pe lună. S-au intrat banii. Există șanse, da? Uite că și în țările dezvoltate, oamenii preferă să ducă la muncă, preferă să vină boschetari. Înțelegi?
Acum nu știu cum să interpretați voi vlogul ăsta, dar cred că s-ar putea o lume mai bună. Eu nu mă plâng de lumea în care trăiesc, să fiu sincer, că îmi place societatea englezească. Mi-ar place mult mai tare în cazul în care n-ar mai fi atâta infracționalitate, de exemplu, se mai omoară și ăștia pe străzi. În cazul în care s-ar droga mai puțin și s-ar plânge de viața lor mizeră, care din punctul meu de vedere nu ar fi prea mizeră. Că tot din punctul meu de vedere societatea ți oferă un basic, când vrei mai mult, faci mai mult. Înțelegi? Faci mai mult, bași mai mult, nu știu. Există foarte multe chestii de făcut, dar să vrei să faci. Cam atât vreau să spun pentru astăzi, boys, în cazul v-a plăcut episodul, o să mă uit în rubrica comentarii să văd ce părere aveți și voi despre o lume mai bună. Vă pup, mă, și vă doresc o zi minunată, aveți nevoie de trupurile voastre și spuneți nu drogurilor.